facem lumea fericită și toată trupa Ionuț de la Naicu. Vine melodia lui Gabi și Dorina, Ginerica și Mireasa, și să asculte toată lumea. Începe distracția 100%, așa cum am obișnuit eu lumea de minim 20 de ani, chiar dacă sunt tânăr. Alelele. Adu-ți aminte viața mea, când ai intrat în calea mea. Ți-am spus că mă însor cu tine și că-ți fac nuntă ca în filme. Adu-ți aminte viața mea. Ginerică, vine o jumătate de milion pentru Dorina și toată lumea prezentă în deschiderea programului Ionuț Avram. Ginerică, ia să vedem cât ești de norocos să-ți trească. Bine zica ta și ce vine pe drum, că am înțeles că e fetiță, da? Lasă fie cu noroc să-l aduceți pe Ionuț de la Naipu, să cheme pe Ionuț Avram, să facem cel mai tare botez și cea mai șmecheră nuntă. Și de la unchiul pentru nepoții lui, să-i dea Dumnezeu noroc încă o jumătate de milion. Ia-uzi! Adu-ți aminte viața mea, când ai intrat în calea mea. Ți-am spus că mă zic cu tine și că-ți fac un tăcan în filme. Adu-ți aminte viața mea. Mi-aduc aminte, acum câțiva ani ți-am făcut cea mai șmecheră nuntă. Să rămână să-ți trăiască bărbățel. Frumoasa frumoaselor, păpușa Barbie. Dar nu,
stângul Hagi. Ha, ha, aha. De când ele la școală nu am pe nicio rivală. Na, mă, na, mă. Nu te gândi ce nimeni, ești frumoasă viața mea. Stai așa, nu te mai aranja. Să vine și-ntr-o pijamă, și-ntr-o rochie de seară, și-ntr-o rochie de vară, între George domnișoară. Într-o rochie de vară, între George domnișoară. Frumoasă, frumoasă lor, păpușa bărbi. Dacă te duc la Dubai, te fură arabii. Ești pe frumoasă, o să mă ai de felea, de felea. Dacă cearcă unul cade în mâna mea. Hai da! Thank you.